purtate cu primarul Tudor Ștefănie la momentul la care STP a câștigat licitația pentru transportul în comun? Vă aduceți aminte, probabil că atunci a fost o neclaritate cu Alisu, cu cine a câștigat, acționat în instanță pentru că se pare că Eu n-ar, știu că trecând. punctajul cel mai bun a avut Alice, dar Alice s-a retras și atunci prin lege îți intră cel de pe locul 2. Așa, Așa. trecând peste chestia Da. asta, la momentul de față, Alisu face transport în Turda, în general ar fi interurban, Deci Turda-Câmpia-Turzu. Alice a câștigat o licitație interurbană. Revenind la discuția de care aminteam cu primarul Tudor Ștefănie, dânsul zicea că Alisu efectuează mai degrabă transport interurban și că, în general, are bilete pe Turda Câmpia, respectiv Câmpia Turda Turda. Câmpia, Turda Mihai Viteazu, comunele Și Cluj și că așa mai ar fi departe. avut la un moment dat posibilitatea să oprească în maxim două stații la Turda pentru a lua călători pentru Câmpia. În continuare, din câte am văzut eu, Alisu face și transport urban în Turda și taie bilete pe tarife diferite. Deci, inclusiv în Turda face transport urban, nu doar interurban. Și asta pe de o parte și pe de altă parte. Țin minte tot o veche problemă când era cu cei cu maxi taxi, se zicea că ei n-au voie să oprească în stațiile care erau ale RATL-ului. La momentul de față, Alice oprește în stațiile, să le numim, ale STP-ului. Da, A existat ideea să se facă stații separate pentru Alice dați-mi sau? voie să vă spun un lucru. Noi nu putem umple Turda de stații de autobuz pentru fiecare. Maxi taxi povestind, Alice sau STP. Fiecare are o licitație câștigată și are licențe de transport urban sau interurban. Aceste stații nu sunt ale STP-ului sau ale Alice-ului. Sunt ale administrației publice locale, sunt proprietate și patrimoniu a primăriei Turda și ele sunt date în folosință. Unuia sau celuilalt, după cum avem noi de la caz la caz nevoie. Sunt date în folosință gratuită, fără a încasa chirie, pentru că până la urmă sunt în folosul cetățenilor. Cetățeanul urcă sau coboară în siguranță dintr-o stație, care încercăm să le amenajăm și ați văzut că încet, încet prind contur. Eu ce vreau să vă spun este că STP este a câștigat licitația de transport urban de călători. Alice are câștigat o licitație organizată de Consiliul Județean pentru transport interurban. Dar pe parcursul acestor deplasări, știu că ei au acuzat sau au scos în relevanță faptul că mulți cetățeni cer să coboare aici și să nu meargă până într-un capăt de linie. Și atunci ei sunt obligați prin lege că atunci când cetățeanul îi cere, să oprească și să coboare acel cetățean. Noi nu vrem să facem un partaj între unii și ceilalți. Îi verificăm din ce înseamnă autorizații, licențe, agremente tehnice și tot ceea ce înseamnă, dacă mașinile sunt sau nu sunt echipate, dotate, corespunzătoare. Iar biletele pentru ALIS sunt stabilite de Consiliul Județean, biletele pentru transportul public de călători sunt stabilite de Consiliul Local. Noi știm că STP practică acel bilet acoperit prin costul justificat de 1,8 lei. Ori, s-a prezentat o situație foarte clară, ce înseamnă în acel bilet costuri de transport, de mentenanță, de combustibil, de salarizare și așa mai departe. Ce s-a întâmplat la Alice nu pot să vă spun pentru că sunt detalii de la Consiliul Județean. Am înțeles. Întrebam doar, având în vedere că a existat, cum aminteam, discuția la Da, momentul nu ne respectiv cu dorim domnul să construim Ștefănie stații de și. autobuz în plus pentru că în Turda să avem un păianjeniș de stații. Nu ne dorim. Nu era, de azi zic că nu era foarte, sau cel puțin poate doar eu n-am înțeles, dacă până la urmă Alisu face și Nu, transport Alice urban face la transport Turda sau doar interurban. Pentru acest interurban. lucru este autorizat și licențiat. La Turda n-au câștigat dreptul de a face. Au câștigat licitația, s-au retras, s-au intrat cei de pe doi, cu ei s-a semnat contractul, cei în drept să efectueze transportul public local de călători la Turda este STP. Și atunci, cel puțin logic, dacă un cetățean urcă într-un autobuz Alice în centru și coboară la Materna sau la Micro 3 sau, nu știu, la Kaufland dacă au Bun, dar ne stație, întoarcem la nu acel lucru care se. vi-l spun. Șoferul este obligat, ca la cerința călătorului, să oprească chiar și între stații dacă călătorul este rău. Rău, nu așa că are chef sau că acolo e casa lui. Sunt condiții. Dar trecând pe lângă stații, dacă cetățeanul, călătorul,
îi solicit, este obligat să coboare. Să se oprească, să Am coboare. Înțeles, mă dezic că parcă Dar pare ALIF încă o puțin dată așa. Efectuează transport interurban, iar STP transport urban.